Patru eleve din clasele a 10-a și a 11-a de la Colegiul Național Lice Brăteanu din Hațeg s-au bătut în fața școlii. Altercația dintre cele patru minore a început încă din microbuzul școlar, după care s-a ajuns la lovituri violente înainte de intrarea la ore. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de loviri sau alte violențe. Fetele s-au ales deocamdată cu nota scăzută la purtare, iar inspectoratul școlar intervine atât cât poate conform procedurilor legale. În primul rând, regretăm profund acest eveniment. Sigur că la nivelul unității de învățământ s-a demarat procedura aferentă gestionării cazurilor de violență școlară, chiar dacă incidentul a avut loc în afara perimetrului școlar, dar în proximitatea acestuia, având în vedere că acest conflict, să spun așa, a început încă de când elevele se aflau pe microbuzul școlar. Din discuțiile purtate cu conducerea unității de învățământ, deja s-au organizat ședințele Consiliului Claselor, pentru că vorbim în total de 4 eleve, 3 eleve de clasa 10, o elevă de clasa 11, care învață în 3 clase din unitatea de învățământ de la Hațeg. Prin urmare, se vor întâlnesc consiliile, reprezentând membrii consiliilor claselor și fac propuneri, iar ședința Consiliului Profesoral va avea loc mâine. Dar conducerea unității ne-a comunicat faptul că, având în vedere agresivitatea de care au dat dovadă elevele, precum și faptul că imaginea unității de învățământ a fost grav afectată, propunerea din partea profesorilor a fost pentru a scădea nota la purtare pentru elevele implicate. Sigur că urmează să beneficieze și de ședință de consiliere, atât elevele cât și părinții. Ele trebuie să învețe că noi trebuie în viață, în general, trebuie să ne asumăm consecințele faptelor noastre. Iar faptele lor au pus clar nepotrivite cu calitatea de elev, deci vorbim de eleve de clasa 10-11 și, prin urmare, și consecințele vor fi ca atare. Colegiul din Hațeg, unde învață în total aproape 2000 de elevi, a fost premiat anul trecut de președintele Klaus Iohannis cu ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de cavaler. Din păcate, și în 2018 a mai avut loc o bătaie între elevii de aici.